ce faceți, mă? Mai bine zici, ce faci tu? Păi ce să fac? Uite, vreau să trec și voi nu mă lăsați. Vedem că vrei să treci și noi nu te lăsăm. Păi și n-ar vrea domniile voastre să mă lase să trec? Nu prea. Păi de ce nu? Mai întâi trebuie să răspunzi la o întrebare. La ce întrebare? De ce te-ai luat de John? Hai, ne vedem mâine la antrenament. Da, super, la treaba asta chiar nu mă așteptam. Dar asta nu înseamnă că nu i se va întoarce. Mama. Trebuie să văd cum fac să nu-mi vadă mama ochiul. Mănânc și o tulesc repede în cameră ca să nu-i dau de bănuit. Salut, mama! Hei, ce faci? Ai plecat de la școală? Da, mama. Dar ce-i cu tine? Ce stai așa? Ce? Cum stau? Stai ciudat. Ce-i cu tine? A, nu, mă gândeam și eu, nu. Mă gândeam. A, da, te gândeai. Te pomenești că ai acum și tu copii de crescut și de mine. Mai bine te gândești la școală. Păi la școală mă gândeam. Dar stai drept când mănânci. Mai stai cu coșari. Da, mama. Mulțumesc pentru gustare. Mănâncă acolo. Hai că am noroc, n-a observat nimic. Mă mișc repede și mă duc în cameră. Bine mă, Radu, bine. Săruna, mami! Să știi că am atras un, doi și un, trei. Bravo, fata mea, bravo! Și voi, mă, nu te-ai cine te-a găbăcit? Mama, Radu s-a apucat de box? Poftia? Uite ce are la ochi! Ia uite-te, Radu, la mine. Mulțumesc, scumpă surioară, mulțumesc din tot sufletul meu. Să te văd, Radu, acum cum îi explici asta lui maică ta. Ce-i asta? Ce-ai pățit? Astăzi la școală a fost o neînțelegere la basket, mai exact. Mi-a dat un coleg cu cotul nopt din greșeală. Ce basket, mă, copile? Că tu n-ai avut astăzi basket. Ia zi, te-ai bătut la școală? Nu m-am bătut la școală. A fost o mică neînțelegere, nimic grav. Înțelegere cu Doroptei, mă. Nu, eu o să te zic. N-ai, nu suna pe nicio dirigintă. De ce s-o sun pe dirigintă? N-ai de ce s-o sun. Pe cum, ca să aflu ce s-a întâmplat astăzi? Ai venit bătut de la școală. Și dacă sunt pe dirigintă, ce crezi că rezolvi? Păi măcar știu ce s-a întâmplat. Da, spun eu ce s-a întâmplat. Zici ce s-a întâmplat. Practic la echipa nouă de basket m-am întâlnit cu unul dintre colegi, cu John. Și el astăzi a venit cu doi tovarăși de lui la școală și na, aia a fost. Nu se poate, trebuie să sun pe cineva, un pic mai... Sună la poliție! Da, ai dreptate. Stai, mă, cum să sună la poliție? Tu te iei după nebuna asta de sor mea. Nu suna la nicio poliție, stai aici. Dar trebuie să sun pe cineva. Dar nu sun pe mine, nu ai pe cine să sun. Nu înțelegi că nu e nimic grav. Nu ai pe cine să sun. O să rezolv eu. Promit? Da, promit. Crede-mă că nu e nimic grav. Nu, da, nu e absolut nimic grav. Poți să-ți faci treburile tale pe aici, că nu e nimic grav. Bine. Atunci mă duc să fac niște haine la spălat. Te las pe tine să rezolvi. Da, mama, da. Pare bine, te bucur, nu? Hai că parcă stă bine și așa. Ce-am mai râs? Vezi de treaba ta. Dar, serios, cine te-a căpăcit? Am mai zis odată cu un coleg. Ți-a dat-o bine. Ți-am zis că mi-a dat din greșeală cu cotul în ochi, am zis la miștorul mama ca să te dat de ea. Fugi, mă, de aici, crezi că nu m-am dat seama că te-a căpăcit, îmi zici tu mie că ți-a dat cu cotul în ochi. Da, bine, mă, că le știi tu pe toate. Hai să vă punem niște gheață pe ochiul ăla. Îmi vine să-i spar capul, dar până la urmă tot frați suntem și avem grijă unul de celălalt. Hai să jucăm. Auzi, nu vrei să jucăm pe pariu? Pe ce să jucăm, mă, pe pariu? Pe pariu. Cine, mă, eu cu tine să jucăm pe pariu? Facem pariu. Bă, tu cred că ai chef să pierzi asta și nu știi cum să-mi zici. Ești tu sigură că vrei să jucăm pe Foarte pariu? Foarte sigură. Fii atentă cum facem. Dacă tu pierzi, îmi faci tema pentru la școală, pentru o lună de zile, în fiecare zi. Dacă eu pierd, ceea ce nu cred că se va întâmpla,
îți cumpăr orice carte vrei tu, indiferent de cât costă. Orice carte? Orice carte vrei tu. Bine. Indiferent de cât costă. S-a făcut? S-a făcut. Hai să ne apucăm să pierzi. Tu astăzi te-ai gândit că vrei să pierzi, așa. Te-ai trezit tu de dimineață că îl bați pe maestru la fiș. Hai să jucăm. Sebastian Giovinco. Tony Kroos. Modric. Bale. Looking to supply Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. It's Ronaldo. Wonderfully taken. Nu, nu e corect, frate. E noi n-ai câștigat pe bune, este gata maneta, frate. Uite. Nu e, am jucat cu maneta aia proastă, frate. Pariu e pariu. Frate, am jucat cu maneta aia proastă, nu mă frate. Am făcut pariu, am câștigat. Este imposibil ca eu să pierd la FIFA, este imposibil și mai ales cu sora mea. Dar ce să fac? Trebuie să recunosc și să mi asum că am pierdut. Bine, mă, bine. Bine. Îți cumpăr carte, ce carte vrei? Păi, ce carte? Hai, lasă, nu mi arăta, zi-mi cât costă, nu mi arăta. 400 de lei. Cât mă, 400 de lei, nebunie, 400 de lei o carte, nu-ți cumpăr nicio carte. De 400 de lei, luat o raznă. Asta i-a fost pariu. Bine mă, pariu, dar 400 de lei. 400, asta e. Bine mă, hai, pariu e pariu. Dar mă ajut și tu pe mine cu ceva. Cu ce? Semnează și mie o notă în locul mamei. Ce să fac? Să-mi semnez și mie o notă în carnet în locul mamei. Cum să semnez în locul mamei? Dar ce are, mă? Mi-e frică. Hai mă, că n-are nimic, am luat un 10 la gaming și îți dai seama că eu repar nota. Nu se poate întâmpla nimic, sunt cel mai bun din clasă. Scuze-mă, eu sunt cea mai bună. Mă rog, ești... Nu, da, tu ești. Hai, o semnez. Hai mă, că nu se întâmplă nimic, te rog eu frumos, îți cumpăr carte de 400 de lei. Bine, hai. Da, dacă află, îi spun că tu m-ai obligat. Da mă, da, eu te-am obligat, hai. Ia de aici fix. Hai, că stau eu de 6. Hai, Picasso, că nu trebuie să nu trebuie să pictez acum. Nu mă, că vin să vreau să-mi iasă bine. Hai, fă-mă, cum pe tine te bine. Radu? Da? Te caută cineva la ușă. Cine mă caută la ușă în 2018? S-a inventat telefonul. Asta e prea de tot. Tu cine crezi că este la ușă? Dacă ești curios, intră pe pagina mea de Instagram, Radu.